Bună ziua și Hristos a înviat. Suntem în a doua zi de Paști. Suntem în grădină, evident. De data aceasta, în schimb, nu vom face nimic pentru că este o sărbătoare foarte mare. Dar voi avea ocazia să vă arăt cum a evoluat grădina mea în ultima săptămână și jumătate. Ridichile au început și ele să crească. Unele au început să formeze căpățână, altele încă sunt la stadiu de fir. Cred că undeva într-o săptămână, jumate, două, dacă și vremea va fi potrivită și nu va fi foarte cald, vom începe să mâncăm din ele. Ceapa, în schimb, vedeți și dumneavoastră cât de mare a crescut în compost. Se pare că i-a preit foarte bine compostul, cu toate că aici nu a avut foarte mult soare. Trecem mai departe. Aici avem morcovul, care în sfârșit a ieșit. Da, mi-a ieșit morcovul. E ceva nou de când îl așteptam eu să iasă. Și ce să vă spun, mi-a ieșit și al doilea vad de morcov pe care l-am plantat. Este foarte mic, abia se vede, dar ce e adevărat, a ieșit. Aici am ridichile albe, care au ieșit și ele. Și nu știu dacă se văd, n-aș vrea să le scot totuși în borcan. Da. Aici avem ridichile albe peste tot, sunt mai ridichi albe, iar lângă ele am pus niște roșii. Acum, poate voi știți mai bine dacă le-am pus așa dese, m-am gândit că totuși sunt afară și că nu ar trebui să fie o problemă, dar dacă am greșit, vă rog să-mi spuneți. Sunt la o distanță cam de 30 de centimetri una de cealaltă și din câte știu, știu că nu se pun așa. Știu că trebuie să le pui la așa 40, dar în solar. M-am gândit că afară, nefiind spațiu închis și uscându-se mai repede roba de pe frunzele lor, m-am gândit că pot să le pun mai departe. Roșiile sunt Oltena F1, sunt niște hibrizi. Am citit că ar fi rezistente la boli și la secetă. Acum vom vedea. Aici am niște căpșuni plantate în ghiveci, dar lângă ele am început să repic busuiocul. Și l-am plantat atât în ghiveci, cât și în sol. Iar aici este minunata mea salată, care nu știu dacă poate să crească mai mare de atât, cred că acesta este maximum. A format căpățâni, niște căpățâni uriașe. Și ceapa, după cum observați, a crescut foarte bine. Am dat clasa de protecție împotriva vrăbilor la o parte, pentru că nu mai putea să mai dezvolte. Și după ce am dat-o, vedeți că s-a înălțat foarte, foarte bine. Aici avem niște morar, pe care în curând îl voi pune în grădină. Nu s-a prins tot, el l-a repicat, dar mare parte din el s-a prins. Când îl vom pune în grădină, nu știu, probabil săptămâna viitoare. Iar acum intrăm în solar. Săptămâna aceasta trebuie să repicăm și
Busuiocul. Nu. Ba da, busuiocul. Trebuie să repicăm rândul 2 sau cimbru. Nu știu, cred că le-am încurcat, cred că erau invers de fapt. Iar aici avem roșiile mele, am mai pus din ele, am mai dat și pe la vecini. Astea mai micuțe sunt roșiile cherry, astea mai mari sunt niște roșii Rio Grande, le spune. S-au dezvoltat destul de bine, după cum observați. Sunt deplantat afară. Nu știu, să vedem dacă pot să scot. Nu pot să scot. Am încercat să scot una ca să ne uităm la rădăcini, să vedem dacă... Dar, din păcate, nu pot să scot să vă arăt ce rădăcini. Au dezvoltat aici. Fenelul a ieșit și el. Trebuie plantat și el. Varza roșie trebuie repicată. Aici, experimental, pusesem niște morcovi. Îl voi scoate și îl voi planta afară în pământ. În speranța că se va prinde. Aici am o salată iceberg. Iar aici este grămadă de gulei. Când le-am pus, am pus foarte multe. Și, sincer, nu mai am ce să fac cu ele în momentul de față. Așa că, cred că la un moment dat vor ajunge zona de compostare. Aici, dacă vă aduceți aminte la filmarea de data trecută, sunt acei dovlecei de plăcintă care s-au dezvoltat foarte bine. Iar în spate avem niște vinete, care și ele văd că ușor, ușor încep să-și dea drumul. Din păcate una a murit, dar restul văd că au început să-și dea drumul la frunzulițe și să crească. În dreapta lor sunt castraveții. Iar acolo trebuia să fie prazul care a ieșit, dar din păcate l-am udat aseară cu stropitoarea și s-a culcat. Probabil se va ridica în următoarele zile. Aici avem varza chinezească, care și ea este deplantată afară. Aici avem cimbrișorul, care și el se prezintă foarte bine. Alte roșii, vinete, varză roșie, alte roșii, evident. Și aici încheiem cu tot varză chinezească și roșiile cherry. Ok, aici avem niște salată, un alt rând de salată pe care l-am plantat, mărar, roșii cherry, varză, nu, gulii sunt acestea. Aici avem niște cimbru, niște mărar, nu mai avem ce să fac cu el, l-am pus afară direct așa grămadă. Ceapă, usturoi și foarte frumos cum s-a dezvoltat această mazăre. Aici este rândul 2 de salată, care în curând trebuie să intru în el. Aici este mazărea, i-am făcut eu împletitură, să zic așa, pe care să se ridice și să crească, a început să înflorească. Are flori. E, sincer să vă spun, niciodată n-am avut mazăre așa mare și am pus aproape în ultimii 2 ani am pus vreo 2 locuri și până să pun eu, mama mea punea și ea și niciodată nu a fost așa de mare mazăre. Anul ăsta este un an bogat în recolte. Aici am pus niște sfeclă roșie, avem niște ceapă plantată în compost. Aici este un alt tip de compost. Este un compost făcut mai mult pe bază de iarbă și tocătură de lemn. Vedeți cum arată? Cam așa se prezintă. Dar ce adevărat, au crescut foarte mult.
în compost. Nu am stat să le ud, nu au tratament special. Iar pe aici, într-un final, după câte luni, deci suntem în 1, să zicem, sau în 30 este asta, 30 sau 1, nu știu exact. Luna a 5-a, deci după 3 luni mi-a ieșit și mie morcovul. Ca să vedeți, mi-a ieșit morcovul. Aici am pus niște roșii cherry. Plantasem și niște pastrnac, dar din păcate nu a ieșit. Deci se pare și varza. Varza roșie. Cât de bine s-a dezvoltat. Ia uitați-o. Cât de bine a putut să dezvolte în compost. Și cartofii. Cartofii nu mai au nicio problemă cu... nu mai au de fapt nicio urmă de la... îngheț. Dacă vă ați aminte, la ultima filmare erau pătați pe la vârful fruzelor. Acum sunt ok. Aici avem și varză roșie, și broccoli, și conopidă. Nu mai știu exact cum au fost plantate, pentru că la momentul respectiv aveam probleme cu merge și îmi mâncau din ele. Și cum mâncau câte una, cum completam, puneam alta la loc și tot așa. M-am distrat de vreo lună de zile, până am început ele să dezvoltă. Le-am pus în schimb o plasă pentru fluturi, ce este o plasă foarte subțire, material plastic, ce adevărat, care îl detest, dar nu am găsit altă soluție. Altă soluție ar fi fost perdea, dar din păcate era cam scump, m-ar fi costat foarte mult ca să fac acest lucru cu perdea. Ideea este că acest material plastic, că l-am pus l-am montat deja, trebuie doar să-l trag peste în perioada în care deja apar fluturi sau observ fluturi. Cum observ fluturi, cum acopăr și o capsez. O ud bine înainte. Ideea este că materialul ăsta permite ca apa să treacă prin el, dar nu le permite fluturilor să treacă și să-și depună ouăle. Am cumpărat doar pentru două vaduri. Uitați. Experimental, să vedem cum funcționează, dacă își atinge scopul și dacă este tot ok, la anul, înțeles, voi face tot posibil să iau niște pânză de perdea și să-mi pun pe toate vadurile. Le voi pune varză, broccoli, conopidă și gulei pentru a le proteja de insecte. Aici avem dovlecei. Încă nu și-au dat ei drumul foarte bine la dezvoltat, dar ținând cont că timpul s-a mai încălzit, cu siguranță în următoarea filmare o să vedeți o diferență. Aici este ce a mai rămas din vază, salată și mazăre când le-am plantat. Și nu aveam ce să fac cu ele, le-am pus pe vadul acesta. Cât și mărarul. Mărarul care, uite cât de gros s-a făcut și era firicel de păr când l-am plantat. Mazărea și aici trebuie să-i fac ceva pe care să se urce. Aici am plantat niște cartofi. Și se pare că au început să iasă. Și așteptăm să vedem cum vor crește. Aici este usturoiul meu. Ceapa. Scuzați deranjul din zona de compostare, dar tocmai l-am întors cu două zile. Aici avem varza plantată în pământ normal, care, cum observați și eu, a început să-și dea drumul la crescut. Aici este compostul, s-a umplut. Urmează probabil săptămâna aceasta să-l întorc. I-am pregătit aici
patul, locul unde se va culca, să zic așa. Iar acesta este compostul de 3 luni de zile, care se prezintă foarte bine, a putrezit și probabil peste vreo lună jumate vom putea să-l cernem și să-l folosim. Aici avem iarăși niște cartofi plantați. Nu ne plac foarte mult cartofii și mâncăm foarte mulți cartofi. Îi facem la cuptor, mare parte din ei, cu carne sau simpli, bineînțeles, usturoi. Aici avem fasolea Bob, care am plantat afară. Aici avem alți cartofi. Are și tot. Iar aici am lăsat spațiu pentru castraveți. Ștefa că s-a dezvoltat foarte bine. Iar aici avem ceapa plantată în compost, care, după cum observați și noastră, este flancată de iarbă. Trebuie să intru să curăț iarba de pe aici. În solar vreau să vă zic că de când am făcut ultima filmare până acum, de 3 ore am tot curățat la iarbă și la buruian, dar degeaba, parcă curăț și parcă tot mai mult iese. Ideea este că roșiile se prezintă cel mai bine în solar la momentul actual. Vinetele ar fi pe locul 2, ardeii din păcate nu știu. Ceva nu le convine aici, cu toate că au avut și multă apă, le-am și pus apă, uitați cum arată. Sunt încovoiați. Nu sunt foarte încântați cu solul. Probabil e un sol uscat și din cauza asta. E un compost uscat și din cauza aceasta. Cred că îi voi scoate, voi duce la zona de compostare și voi planta alții. Dar înainte de asta voi intra cu motosopătoarea să amestec compostul cu pământul, pentru că nu-mi place cum se prezintă. În schimb, roșiile încep să crească, florească. Sunt foarte fericit cum se dezvoltă. Vreau să mă uit la temperatura, să vedem ce temperatură avem în solar. Solarul este deschis pe toate laturile. Avem 30 de grade. Nu știu dacă se vede. Sunt 30 de grade. Așa. Miște afară. Aici, după cum vă spuneam, am plantat salată, sfeclă roșie și niște roșii. Și salata pare să că și-a dat drumul la crescut. Udăm în fiecare seară. Cum observați, este ud dreptul lor. Și am ajuns în spate, unde avem vadurile de vinete, de ardei și de roșii, intercalate cu diverse gulii, ridic negre sau salate. Le-am pus între ele, între roșii și între ardei și între vinete. Ardei, în schimb, afară se prezintă foarte bine, uite și dumneavoastră ce vezi și ce frumos sunt, nu încovoiați, nu nimic. În untru ceva clar nu l-a plăcut. Nu voi mai pune ardei pe partea aceea și nici în compost atât de uscat. A fost o greșeală. O greșeală din neștiință. Asta este, învățăm. Aici sunt vinetele, care și ele, după cum observați, s-au dezvoltat destul de bine față de ultima dată. Cresc. Iar aici sunt cele două vaduri minune ale mele. Cel cu compost și cel
fără compost, de fapt cel fără compost este acesta și cel compost este acesta. Cel compost, bineînțeles că după cum observați este mai plin de buruieni, cel fără compost mai puțin. Mai puține buruieni. Până acum nu pot să-mi dau seama dacă este vreo diferență. Vom trage linie și vom vedea la finalul sezonului. Vreau să vă arăt. Dacă vă aduceți aminte, avem o răsadă de fasole. Le-am improvizat un sport din ce aveam prin curte și acum sperăm că și ele vor avea dorință de creștere. Noi o să le dăm apă și o să avem grijă de ele, să vedem cum se pot dezvolta. Le-am pus într-o zonă sorită, nu știu dacă este bine sau este rău. Vom vedea. Haideți să mergem mai departe. Și bineînțeles, când am plantat acele alveole de fasole, nu mi-am imaginat că nu o să am unde să le pun, dar lovindu-mă de problema aceasta, am căutat și am găsit niște soluții și le-am pus pe lângă gard. Am un gard de plasă. Vecinul nu se supără dacă crește fasola pe gardul lui, așa că le-am plantat pe lângă gard. Mă gândesc că poate se vor urca pe lângă gard. Aici sunt plantate într-o zonă de umbră, mai sus este o zonă de soare, după care continuăm cu o zonă de umbră iarăși. Și vom putea face comparații pentru anul viitor. Să știm unde exact le priește mai bine lor să crească, în umbră sau în soare. Acestea fiind spuse, eu vă orez o zi frumoasă, un Paște liniștit sau ce mai rămas din el, și bineînțeles că întotdeauna recolte bogate.